Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Ia uite ce bine îmi stă părul, nu? Bă, da, eu stau bine așa, se vede urât. Ok, și astăzi sunt împreună cu același invitat special pe care l-ați mai văzut probabil în vlogurile mele, și anume Bellamy. Aveți... Ce vrei să zici? Ai zis tu, ai făcut așa, și aveți linkul canalului ei în descriere, dați-i un subscribe pentru că merită. Astăzi o să facem un clip ciudat, sau nu ciudat, interesant, o să facem o farsă la telefon. Probabil ați mai văzut clipul ăsta pe internet, l-am făcut și cu Florentin Hriscu pe canalul lui și o să sunăm. Am emoții? Da. O să sun eu, o persoană din agenda mea, ia o persoană din agenda ei și o să încercăm să vorbim, dacă este posibil, cu acea persoană fără să auzim ce spune. Celălalt trebuie să mimeze ceea ce spune persoana respectivă la telefon și să-i dăm răspunsuri cât de cât coerente. Nu știu dacă o să iasă coerent, dar o să vedem. Bun, păi îți pui muzică, ai de pe telefon? Da. Așa, puneți Costea. Ah, păi stai că eu trebuie să-mi pun muzică. Aolo, bun. Eu trebuie să-mi pun muzică. De pe telefonul meu. De pe telefonul tău, bineînțeles. Da. Și eu o să sun. Bun, hai că sun. Ai accesat mesageria vocală Orange. Înregistrează un mesaj după semnalul. Alo! Ce? Mesageria vocală. Dacă vrei să vorbești cu... Ia, era ok. Te-am continuat. Bun, ia să vedem dacă sună de data asta. Hai că am luat-o înainte. Da, nu merge, bun. Hai să-l sunăm pe Stavăr. Stavăr. Alo. Eu. Ce faci, frate? Mănânc. Ce să stăm pe. Bă, poftă bună să... Da, ce mănânci? Nu avem un chip în gură. Ce ai spus că n-am înțeles? Că avem un chip în gură. A, e bine atunci. Bă, ce mai faci, mă, frate? Că nu ne-am mai văzut de mult. Bă, ia-ți faci mă din alea, pe o poveste care le faci tu. Nu? Nu prea înțeleg, mă, nu prea înțeleg, nu știu ce are. Cred că n-am semnal sau ceva. Deci nu cred. Ok, dă să închid. Ce? Mi-a închis. Ce s-a întâmplat? Cred că tocmai ai pierdut un prieten. Dar ce a zis? Că mânca un chips. Mâncau un chips? Da. Te-a întrebat dacă iar faci vloguri de-astea. Ok, s-a prins. Asta este, da. Bun, acum e rândul tău, ce să zic? Doamne, ce emoție am, sper să nu se supere. Ok, vezi că sună. Ia dă mai tare. Sună? Abonatul apelat are telefonul închis sau nu se află în area de acoperire a... Nu sună? Nu. Abonatul apelat a fost... Nu cred. N-a mers. A fost ce? Nu merge. Mai încercăm o dată. Abonatul apelat are telefonul... Pe bune? Are telefonul închis. Sunt pe cumnaz. Nu. No. Mai sună o dată pe un prieten glonț. Sperăm ca de data aceasta să-mi răspundă. Poftim. Ce prieten am, nu-mi răspund la telefon. N-avem nicio șansă. A, pe bune? Eu sunt pe cumnată și o să întreb de sora mea dacă nu, de ce nu răspunde la telefon, ceva de genul. Mamă, sper să nu iasă nasol. O, Doamne. Ești sigură? Da. Ce-a fost asta? N-a mers. Cred că ți-a închis. Da mai tare. Thank you.
Bă, ce prieteni sunt ăștia, frate? Am postat iară. Bună! Alo! Bună! Ce faci? Uite, sunt acasă, tu? Ce? Sunt acasă! A, sunt acasă! Tu unde ești? Acasă! A! Și ce faci? Ai treabă? Nu, de ce? A, nu! Eu? Tu ce faci? Da, ce faci? Da, tu ce faci? Eu nu fac nimic, sunt acasă, stau. Nu, nimic! Dar de unde mă sună, vorbești? Zici că vorbești din fundul grădinii. Stai că nu te aud, că se aude, bă, am probleme. Ce ziceai că faci? Ziceam că nu fac nimic, sunt acasă. Ne vedem și noi mai încolo? Ne vedem, cum să nu? De ce? Asta dacă n-ai treabă, nu știu, mă gândesc și eu. Nu. Foarte tare. Hai că am atâtea să-ți povestesc. Ce să-mi povestești așa? Ei, auzi, te țin în suspans. Bine. Și în rest ești bine? Da, de ce? Dar ce ai, că parcă nu ești în apele tale. Nu vreau să nu, nu știu, așa. Iar e supărată? Ai, fată, că o să vin eu mai încolo acasă și o să-ți treacă. Sper. Da. Ai mâncat ceva azi? Ce să fac? Ce faci? Fata se întrerupe, nu știu de ce. Fata, hai că te sun eu puțin mai încolo, că am puțină treabă, bine? Hai, ok, bine, hai, te pup. Hai, te pup, pa, pa, pa. Wow, hai că a ieșit destul de bine asta. A ieșit aparent normală, a fost discuție aparent chiar o posibilă discuție. Dar ce mai zicea? Era supărată? Nu, chiar era foarte bine dispusă. Da, ne-am chinuit, dar măcar într-un final am găsit un număr... care, mamă, deci discuția asta chiar a fost, ori am mimat eu bine, ori ai intuit tu bine. Nu știu, chiar a... ai mimat tu bine. Deci a fost o discuție, efectiv, care ar fi putut să fie o posibilă discuție. Numai că am țipat eu cam tare. Nu, e bine. Bun, dacă v-a plăcut acest clip, uitați să apăsați butonul de like și dacă mai vreți clipuri de genul ăsta sau farse la telefon sau, nu știu, dacă aveți idei pe care ați vrea să le mai facem, lăsați în secțiunea de comentarii, dați-i un subscribe pe canalul ei de YouTube pentru că merită, abonați-vă dacă n-ați făcut-o încă, dați un share să vadă și prietenii voștri acest clip bombă și aceste discuții posibile doar ale ei, pentru că discuția mea a fost foarte scurtă și foarte... Eu ce zic că ai pierdut un prieten, deja nu mai... Da, posibil să fi pierdut un prieten, sper că o să-mi răspundă după ce îl sun după acest clip. Așa că haideți să strângem, nu știu, 5.000 de like-uri la clipul ăsta, 5, 6, 7... Hai că se poate, 5.000 de like-uri la clipul ăsta. Ce să zic, eu am fost Radu, i-a fost Bellamy și noi ne revedem foarte, foarte curând. Stați aproape, ciao!